Sâmbătă noaptea dăm ceasurile înapoi și dormim mai mult cu o oră. În noaptea de sâmbătă spre duminică, România trece la ora oficială de iarnă. Primii care au introdus ora de vară au fost germanii, începând din 1916. În țara noastră, sistemul fiind introdus în 1932. Această practică a rămas valabilă până în 1943, când legea trecerii la ora de vară nu a mai fost în vigoare, iar în 1979 s-a revenit la acest procedeu. Ora de vară este în prezent implementată în peste 70 de țări. Schimbarea orei se face cu scopul de a beneficia de cât mai multă lumină naturală. Aceasta are loc în preajma echinocțiului de toamnă, când durata nopții este mai mare decât durata zilei. Când se schimbă ora, majoritatea programelor care țin de o oră exactă sunt afectate, astfel că este bine să nu fiți luați prin surprindere în momentele respective, acesta fiind și raționamentul pentru care ora se schimbă într-o zi de duminică, atunci când majoritatea instituțiilor sunt închise, iar persoana are la dispoziție o zi întreagă pentru a se sesiza și a se adapta la schimbarea orei. Comisia Europeană a propus oficială renunțarea la practica trecerii de la ora de vară la ora de iarnă, fiecare stat membru urmând să comunice dacă intenționează să aplice în mod permanent ora de vară, respectiv pe cea de iarnă. Așadar, trecerea la ora de iarnă 2019 se face în noaptea dintre 26 și 27 octombrie, ultima duminică din această lună. Schimbarea orei va avea loc astfel încât ora 4 va deveni ora 3.